A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi, nu s-ar povesti. Într-o țară îndepărtată trăia un împărat întunecat și zâmbitor ca miază noapte, și o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei. Mulți ani trecură de când împăratul nostru purta război cu un vecin al lui, împăratul de miază zi, și nu reușise să-l învingă. Murise vecinul și îl lăsase urmaș la tron pe fiul său să conducă țara mai departe. Numai împăratul nostru trăia singur și n-avea cui să lase moștenire împărăția, să o cârmuiască și să o apere de vrăjmași. Tristă era și împărăteasa din cauza că nu avea niciun copil pe care să-și reverse dragostea. Își petreceau amândoi zilele în singurătatea palatului lor, triști și nemângâiați. Anii treceau și parcă nimic nu se schimba în împărăție. Nu-și mai aducea nimeni aminte la curte de când nu-l mai văzuseră pe împărat zâmbind. Dar împărăteasa nu-și pierdu speranța și se ruga lui Dumnezeu și Maicii Domnului neîncetat. După multe lacrimi vărsate, Dumnezeu s-a îndurat de ei și în cele din urmă împărăteasa aduse pe lume o frumusețe de băiat, alb ca spuma laptelui, cu părul negru ca pana corbului și ochi albaștri precum cicoare. Născut din atâta tristețe și lacrimi, îi puseră numele Păt Frumos din lacrimi. Bucurie mare era la palat. Se făcu un ospăț împărătesc care ținu 3 zile și 3 nopți. Împăratul surâse și el după atâția ani, bucuros că are cui lăsa tronul după moartea sa. Păt Frumos crescu într-o lună, cât alții într-un an, și se făcu înalt și voinic. Ca să-i dea educația aleasă, cum se cădea unui adevărat prinț, părinții îl dădură la învățătură la înțeleptul curții, care îl învățase și pe tatăl său, împăratul, când era mic. Aici, Făt Frumos deprinse toate științele, matematici, geografie, astrologie, dar și tehnica luptei. După atâția ani de lupte și războaie, împăratul rămăsese în adâncul sufletului cu teama că un nou război ar putea veni oricând peste împărăție.
Atunci, făt frumos, curajos din fire, se duse la tatăl său și îi ceru voie să plece să-și înfrunte vrăjmașul. Știindu-l un băiat de ispravă, împăratul încuvință și îi dădu binecuvântare. Păt frumos își luă rămas bun de la mama sa și tatăl său și porni vitejește spre palatul de miază zi. După mai multe zile de străbătut împărăția, ajuns într-o pădure deasă care mărginea cele două împărății vecine. Capătul pădurii, făt frumos văzu înălțându-se semeț în mijlocul unui lac, pe o insulă de smarald, un mândru palat de marmură la care nu se putea ajunge decât pe apă. O luntre se legăna pe undele limpezi ale lacului. Făt frumos se sui în luntre, vâslind înspre palatul de miază zi. Palatul părea pustiu, nu se vedea nici tipenie de om. Curios, făt frumos intră în palat și îl găsi pe fiul împăratului cu câțiva curteni la masă. Hotărât să încheie războiul dintre cele două împărății, făt frumos scoase de grabă paloșul. Dar prințul vecin,
mai pașnic din fire decât tatăl său, văzându-l pe făt frumos așa tânăr și chipeș, îi propuse pe dată să facă pace și să se facă frate de cruce. Făt frumos acceptă pe loc și se alătură prințului și veselilor curteni. Seara, prințul vecin îi povesti că nu mai avea liniște de când o vrăjitoare rea, muma pădurii, venea în toiul nopții și cerea biruri grele de sărăcise împărăția și pe vieții oameni. Păt frumos îi promise fratelui său de cruce că se încumetă și el să-i scape de așa o pată. Dis de dimineață, își lua rămas bun de la prietenul său și se sui în barcă, pornind spre tărâmul unde se ascundea muma pădurii. Vrăjitoarea urla de crăpau pietrele și vuiau pădurile, iar făt frumos o lua după zgomot pe urmele ei. La capătul unei păduri dese, o văzu pe baba cea hâdă, cum făcea vrăj și urla ca nebuna, tropăind în jurul focului ca turbat. Făt frumos se îndreptă spre ea, o apucă de mijloc și o trânti cu toată puterea într-o piuă de piatră, peste care prăvăli o bucată de stâncă și o legă cu lanțuri. Dar muma pădurii odată se opinti și o luă la fugă cu tot cu piuă, brăzdând pământul și culcând copacii și tot ce întâlnea în cale. Făt frumos, deodată auzi un vuiet și se opri. Își dădu seama că era muma pădurii care fugea cu piua în spate. Atunci se întoarse înapoi și o luă la fugă pe urmele lăsate de ea. În cele din urmă ajunse la marginea pădurii, unde văzu o casă de răpânat. Pe prispă torcea o prea frumoasă fată care ieși în întâmpinare lui Făt frumos. Ileana Cosânzeana, căci așa o chema pe fată, îi spuse că fusese răpită și făcută slugă de muma pădurii și îl rugă pe Făt frumos să o salveze. Lui îi căzu dragă pe loc fata cea frumoasă și-i povesti pentru ce venise. Fata îi arătă două butoaie, unul cu apă și altul cu putere, și îl învăță să bea din cel cu putere, ca să poată să o învingă pe muma pădurii. Apoi schimbă butoaiele între ele, ca muma pădurii să se păcălească și să bea din butoiul cu apă. Nu după mult timp, eliberată din piua de piatră,
a apărut și muma pădurii cu o falcă în cer și una în pământ. Se duse glonț la butoaie, dar bău din cel cu apă, crezând că e putere. Și se luară iar la bătaie, cât fu ziua de lungă, dar făt frumos, acum mult mai puternic ca ea, o învinse în cele din urmă. El o luă pe fată și plecară spre palatul fratelui său de cruce, să-i dea vestea morții numei pădurii. Pe drum, Făt Frumos și Ileana Cosânzeana nu-și mai puteau lua ochii unul de la celălalt de mult ce se plăceau. Ajunseră la prințul de miază zi, care tare se bucură când a auzit că Făt Frumos i-a scăpat de muma pădurii. Dar văzându-o pe Ileana, pe de-o parte se bucură pentru Făt Frumos, pe de altă parte se întristă, aducându-și aminte de fata pe care o iubea și care fusese închisă în palat de tatăl său, Genaru. Făt Frumos îi promise atunci că va pleca el să o aducă pe fata Genarului. A doua zi, luându-și rămas bun de la Ileana Cosânzeana, porni iar la drum să-i o aducă prietenului său pe aleasa inimii lui. Merse el ce merse, până ce ajunse pe tărâmul Genarului. În vârful unei stânci se înălța, ascuns printre nori, palatul Genarului. Frumos, se porni vitejește pe drumul anevoios ce ducea la palat. Ajuns, urcă în camera unde era închisă fata. El îi spuse fetei Genarului că a venit din partea prințului de miază zi ca să o răpească de la tatăl său. Mult se bucură fata, dar îi spuse că Genarul nu era ușor de învins. Genarul era plecat la vânătoare și urma să se întoarcă la masă, iar dacă prindea om străin la palat, îl omora pe loc. Fata îi dădu flăcăului un inel și un pietăn și îi spuse să le țină că îi vor folosi mai târziu. Genarul se întoarse acasă ca de obicei, fără să bănuiască nimic. Apoi fata îl transformă pe Făt Frumos într-o floare, ca acesta să nu fie găsit de Genar.
La masă, fata îl întrebă într-o doară de calul său fermecat. Nebănuind nimic, Genaru îi spuse că armăsarul era ascuns printre ceilalți cai din grajd. Dacă mânca zeratec, îi creșteau aripi și putea să zboare în înaltul cerului ca vântul și ca gândul. Păt frumos, transformat în floare, băgă la cap tot ce spuse Genaru. În timp ce Genarul dormea, fata îl făcu pe făt frumos la loc om și hotărâză împreună cum să fugă. Puterea nopții, când toată lumea a dormit la palat, făt frumos, luă o tavă cu jeratic și se duse la grajd. Dintre toți cai, numai unul ieși și mâncă jeraticul. Acela era calul fermecat. Pe loc se transformă într-o minunăție de cal înaripat, de-i lăsă muți de uimire. De grabă încălecară pe calul fermecat și o luară în zbor în înaltul cerului. Între timp, auzind necheza de cal, Genarul se trezi și o luă la goană pe urma lor. Calul Genarului era și el fermecat, fugea de rupea pământul. La îndemnul fetei, făt frumos, scoase pieptenul și l-aruncă în spate. Acesta se transformă pe loc într-un codru des, dar Genarul reuși să se strecoare prin codru și să-i ajungă din urmă. Atunci, făt frumos, aruncă și inelul fermecat, care se transformă într-un munte înalt, cel cuprinse pe Genar cu cal cu tot. Fata Genarului ajunseră la palatul de miază. Tare se bucură prințul când o văzu pe fata Genarului, dar și Ileana când îl văzu pe făt frumos, teafăr și nevătămat. Și făcură ei două nunți mari și petrecură 7 zile și 7 nopți. Apoi făt frumos și Ileana Căsuțeana își luară rămas bun de la prietenii lor și călare pe calul fermecat, plecară spre palatul părinților lui. Și trăiră toți fericiți până la adânci bătrâneți. Iar eu încălecai pe-o șa și vă spusei povestea așa.